reprezentant local al Platformei Civice Acțiune 2012. Reprezentăm o platformă de peste 30 de organizații non-guvernamentale cu peste 30.000 de simpatizanți, peste 10.000 membri activi care militează pentru unirea celor două state românești. Anul trecut a fost realizat un sondaj din care a reieșit că peste 87% dintre români sunt de acord cu unirea celor două state românești, indiferent de condiții și costuri, iar marea lor majoritate consideră că unirea Basarabiei cu România ar trebui să constituie o prioritate pentru politicienii români. Pentru a duce acest lucru mai aproape, este nevoie de o legislație și de instituții care să trateze expres acest lucru. Platforma noastră a inițiat un astfel de proiect de lege și este nevoie pentru ca el să ajungă în Parlament de strângerea 100.000 de semnături. Responsabilitatea filierelor locale este de a aduce minim 5.000 de semnături pe județ și câteva zeci de voluntari vor fi implicați în această campanie. Mai multe despre această companie vă vor spune domnul Lulea Marius, care a venit special de la București pentru acest lucru. Bună ziua! Noi am avut o campanie în toamnă împreună cu parlamentarii. Au fost 116 parlamentari, de fapt sunt 116 parlamentari în actualul Parlament care și-au asumat să promoveze prin măsuri legislative unirea dintre cele două state românești. Există și trei parlamentari de aici, trei mi-am notat mai, sper să nu fie mai mulți, domnul Solomon, Silistru, Ciurariu, care și-au asumat acest lucru. Avem o propunere legislativă care are scopul de a aduce mai aproape unirea. Putea fi promovată prin intermediul celor 116 parlamentari, însă pentru a evita politizarea ei s-a preferat varianta, după discuții cu toate formațiunile politice, s-a preferat varianta aducerii din societatea civilă, prin inițiativă civică. Este prima acțiune de acest fel din România. Nu a mai fost niciuna care să fie dusă până la capăt. E nevoie de 100.000 de semnături pe întreg teritoriul României. Trebuie ca în minim 10 județe să fie câte 5.000 de semnături. Județe împreună cu Bucureștiul. Noi ne-am propus să... termenul este de 6 luni, legal. Noi ne-am propus să facem acest lucru în 3 luni. Avem peste 1.000 de voluntari implicați în campanie în toată țara. Se vor strânge 5.000 de semnături în București, ne-am propus. Iar până la 100.000 se vor mai strânge în 10 județe, toate, dintre care toate județele din Moldova sunt incluse, inclusiv Vaslui, unde se vor strânge 5.000 de semnături, astfel încât să trecem de pragul constituțional. După care se vor, de fapt, în realitate, se vor strânge semnături în toate județele României, însă noi acordăm o prioritate deosebită acestora, astfel încât să fim siguri că nu vor fi probleme la Curtea Constituțională. Numărul de semnături estimate este de 200.000. Iar procesul deja a început în București, unde, de exemplu, am avut o medie cam de 1.000 de semnături, între 500 și 1.000 de semnături pe zi. În primele zile el a fost crescător, a început de la pre 300 și s-a dus spre 1.000 pe măsură ce oamenii au văzut că există, că s-au informat despre acest lucru. În mare, despre ce este vorba, e o propunere legislativă. Există câteva componente mari. Unu, înființarea unei instituții speciale în subordinea primului ministru care se ocupe de relația cu Republica Moldova și de pregătirea unirii celor două state românești. Astfel de instituții au existat și în Germania Federală înainte de 1989 și există în momentul de față și în Coreea de Sud. Se ocupă cu același lucru. E vorba de extinderea dreptului de cetățenie. Acum se acordă dreptul de cetățenie printr-o metodă simplificată celor care au bunici, străbunici, care au avut cetățenie română. Extinderea dreptului de cetățenie înseamnă extinderea la toți cetățenii Republicii Moldova care se declară etnici români într-unul din actele oficiale. Deci, practic, oricine poate să beneficieze de acest drept. Dreptul de muncă, o să aibă voie să muncească pe teritoriul României doar printr-o simplă înregistrare la oficiul de plasare a forței de muncă din județul în care dorește să lucreze. E vorba de... sunt câteva din măsurile prevăzute în lege. Există măsuri și legate de diminuarea taxei, de cetățenie. Noi vrem că în această lege să... importantă este crearea acestei instituții care să se ocupe strict de relația cu Republica Moldova, astfel încât să putem promova mai departe legi prin intermediul ei. Există
116 parlamentari cu care am semnat pactul și care, după ce noi strângem semnături, legea ajunge la Curtea Constituțională, apoi ajunge în Parlamentul României în comisii. Acești 116 parlamentari și-au asumat să facă lobby pentru ca legea să poată să treacă în Parlament. Pentru că chiar dacă societatea civilă duce o lege în Parlament cu 200.000 de semnături, este nevoie de aprobarea Parlamentului. Dar din discuțiile noastre va fi doar o acțiune, să spunem, adică lucrurile se vor întâmpla așa cum s-a discutat. Legea va trece prin Parlament. Noi cam atât am avut de spus. Dacă aveți întrebări? V-a spus când vor fi instalate? Începând din mai. Marea majoritate a județelor încep din mai organizarea, de pe 1 mai. Înainte de 1 mai se vor strânge semnături prin campanii locale, adică nu vor exista corturi. Se va merge în licee, în școli, se vor strânge semnături prin campanii stradale, dar fără a exista corturi, deci prin centre mobile. Mai multe informații, noi avem un site, se numește basarabia-acasa.ro, unde se pot obține informații despre campanie, vor fi actualizări în timp real, cât se poate de real, până se strângem informațiile, în legătură cu numărul de semnături strânse pe județ. Tot acolo, cine este interesat, se poate înscrie ca voluntar. Există foarte multe înscrieri, de exemplu, când am început campania în București, au apărut foarte mulți voluntari noi care vor să se implice. În afară de ce au venit la corturi, s-au înscris pe site foarte mulți. Ei susțin ideea, dar ne fiind implicați până în acest moment într-o asociație, nu au putut să se activeze, să manifeste în acest sens. Nu am înțeles. Cu Vaslui, câți voluntari aveți? Sunt câteva zeci de voluntari în Vaslui. De fapt, implicați în mod direct sau doar în mod direct? Semnătură? Nu. Cu semnătură trebuie peste 5.000 de semnături. Vorbim de voluntari, persoane active. Adică s-au înscris, dar nu pe site? Nu, îi cunoaștem. Sunt deja în organizație, cei din Vaslui. Mulțumim!